Hai să începem subiectul, pentru că e unul de mare interes, Lilia. Am văzut acest fenomen, e din ce în ce mai dezvoltat. Acum se fac și story-uri, insta-story-uri, se fac și TikTok-uri, în care se povestește viața ta, problemele tale personale se povestesc acolo. Cam tot ce întâmpini într-o zi pare a fi un jurnal de viață pe care tu le expui tuturor. E adevărat. A devenit o modă, dar și chestia asta de... pentru că am trecut perioada de pandemie și psihologii au lucrat online și acum lumea crede că e un buton pe care apeși și o să găsești părerologi, pentru că asta găsești acolo, nu găsești foarte rar o să găsești un sfat sau o părere de specialitate. De specialitate sau sinceră, da? Unele vor fi prea pro și altele vor fi prea contra. Niciodată n-ai să găsești o chestie... Da, să vorbim despre acest lucru. De ce ai această dorință de a-ți expune problema personală? Și am văzut divorțuri și după divorț, povești și de o parte și de cealaltă, expuse aceste povești pe rețele de socializare. De ce simți nevoia să spui tuturor o durere, probabil, nu? A ta. Da, oamenii vor să... Unii se victimizează, alții vor doar să se plângă. Vor atenție? Normal. Alții cerșesc milă, alții așa se răzbună pe celălalt. Poate fi și un mod de a te descărca? E mai ieftin decât psihologul tip, dacă faci asta. Nu știu dacă... psihologii, mă rog, testele psihologice spun că da. Dar... părerea mea este că nu. De foarte multe ori spuneam eu și în celelalte emisiuni, știi că am spus că viața voastră nu trebuie să fie etalată. De ce? Pentru că obligatoriu vei găsi oameni care să te condamne, obligatoriu vei găsi oameni care pe lângă rana pe care o ai să-ți mai facă 10. Și de ce spun chestia asta? Spun pentru că negativul vinde mai bine decât pozitivul. Întotdeauna. Și atunci vei găsi partea negativă în ceea ce afișezi acolo mai repede. Și dezamăgirea va fi de 10 ori mai mare. Da, tu spui că nu este acest sentiment de vindecare pe care tu nu îl vrei, nu e mai mult sentimentul de răzbunare. Exact. E mai mult o răzbunare sau, ți-am zis, să afle și alții. Cum era partenerul. Exact. Ce probleme am avut eu. Exact. Adică partea pozitivă, să spunem, este 10% din tot ce, dar tot ce 90% există. Este parte negativă. Am văzut că oricum nu le pasă oamenilor. Adu-ți aminte când puneam noi emisiunile și au început. Că nu mă încalț nu știu cum, că mă îmbrac nu știu cum, că mă rujez nu știu cum, că mă coafez nu știu cum. Ei, uite, de când nu mai pun poze pe Facebook și nu mai mă interesează părerea nimănui, sfârșit nu-l mai pasă deja. Da, deci o chestie pe care tu o alimentezi și primești... Dom'le, exact cum am făcut cu toate alea. Deci, un om care nu a valorat niciodată nimic, dacă ne s-a băgat pe cap, pe gât, l-am făcut vedetă. L-au făcut oamenii vedetă. Dar l-au făcut pentru că tot timpul l-am lăsat să apară. Da? L-am împins. Ce li s-a dat oamenilor și pe ecran și pe TikTok și pe... ce li se dă oamenilor, cu ce îi hrănești, aceia au. Înțelegi? De aceea chestia asta de a-ți pune story-uri, nu știu ce, nu știu cum, poate că, ți-am zis, eu cel puțin nu găsesc în chestia asta niciun fel de... Plusul ar fi financiar, să știi, Lidia. Asta da! Păi de aia spun că negativul și bârfa și toate astea, tot ce ține de partea negativă, vin foarte bine. Oamenii se uită la scandal, la ceartă, la... Deci mai puțin este partea de a elimina durerea, stresul emoțional. Nu există. Nu există, iubita mea. Deci ți-am zis, din 1000 care îți scriu comentarii după aceea, 10 comentarii sunt pro, că le pare rău, te cunosc și le pare rău, restul sunt, da, de unde știi? Da, poate că nu e așa. Da, poate că, da, de ce?
și trăiești după părerea cuiva, nu există. Nu există să se lovească ceea ce scrii cu viața în sine, cu ce trăiești. Uite, aici era un articol foarte interesant și spunea că poți obține sprijin neașteptat dacă îți expui o problemă personală pe rețele de socializare. Acum, e o diferență între a spune cunoașteți, nu știu, un medic bun în această specialitate și uite ce mi-a făcut soțul aseară. Este o diferență majoră între cele diferență. Două. Este mare diferență între a cere ajutorul cuiva pentru a cunoaște un medic, un psiholog, un chirurg, orice, și un zugram bun poți să-l găsești. Adică e altceva, o recomandare, cu da. Recomandare, sau de a ajuta un copil cu probleme, sau de a ajuta un bătrân cu probleme. Dar asta e cu totul altceva, asta iese din ceea ce vrem noi să spunem de altfel. Chestia asta sunt foarte puține și care sunt, oamenii chiar ajută. Chiar ajută. Dar și atunci e foarte important, pentru că la doctor, tu înțelegi doctorul când te duci. Corect. Trebuie să existe o chimie. Trebuie să existe o legătură, o chimie, o interacțiune cu medicul, altfel vă recomand cu tare. Pentru că nici pacienții sunt diferiți. La unul merge, la unul nu merge. Ca și tratamentele. Depinde de individ, de afecțiune. Am nevoie de un specialist, uite, în domeniul cutare. Da. În deci, ortopedie, cuvinte, în borele, în ce vrei. Să atunci cerem ajutor, dar să nu cerem păreri. Că corect. Atunci ne distrug. Corect. Dacă vrei părere, să vezi ce părere îți face imediat. Corect, corect. E perfect. Am văzut situații de astea. Deci chestia asta că primim ajutor, putem primi, să zic, informații. Atât. Da, e o modă acum. Repet, putem să luăm nenumărate persoane publice, nu zic termenul de vedete, că acolo majoritatea astea ceva. Sunt. Persoane publice care își expun viața. Se filmează pe când merg la cumpărături, când își deci aleg ținuta, ce nu când mănâncă. Uite, uite, iartă-mă că te întrerup. Te rog. Dom'le, eu când le văd făcându-și chestiile alea pe TikTok și mâncând, clemfăind, molfăind, ce e asta, domnule? Ce e asta? Una asta creștere. Este lipsa de cultură. Îmi pare foarte rău. Eu nici când vorbesc la telefon nu suport când celălalt mănâncă și vorbește cu mine la telefon. Mănânci, da, termină de mâncat, mă suni. E o chestie intimă mâncatul. Da, domnule. Sunt de acord. Adică chestie care, nu știu, nu o văd. Să stai, să mănânci. Să vadă cineva cum mănânci. La foarte amănunțit, explicativă imaginea. Da, nu e da, okay. Doamne ferește, te neci, îți vine să tușești, ce faci? Pe bune, adică chestiile astea, tot ce ține de partea intimă, începând de la chiloți și terminând cu mâncarea, toate lucrurile intime trebuie păstrate în intimitate. De ce spun eu și eu știi că spuneam? Nu vă mai etalați punctele slabe. Pentru că cei care nu vă suportă vor ști unde să vă lovească. Dar, repet, nu doar că își etalează punctele slabe. E un jurnal de viață. Fiecare zi este postată pe Insta Story, că acolo este. Da. Și am înțeles componenta financiară, pentru că ai multe vizualizări, din contracte de sponsorizare. Dar, dincolo de aspectul financiar, îți etalezi toată viața. De dimineață, de când te trezești până mergi la culcare, absolut tot ce se întâmplă în viața Cătălina. Ta într-o zi este expusă pe această... E adevărat, Cătălina, dar tu de ce n-ai timp să stai așa? Eu nu am timp să respir. Ai văzut? Deci, eu înțeleg chestia asta de a-ți etala... E o meserie asta cu influencerul... Să fie sănătos. Eu nu văd ca meserie. Îmi pare foarte rău. Nu văd decât ca un om care a găsit o sursă de finanțare foarte bună și o stoarce până din toate punctele de vedere. Ce mai rămâne din acea persoană? Ce mai rămâne din ea, necunoscut? Dacă pui totul acolo. Crezi că vor ajunge să regrete anumite... Cu siguranță. Este. Părți din aceste sigură, filmulețe zilnice? Sigură 100%. Să fii sigură 100%. Și nu va trece mult timp. Să ne înțelegem. Chestia asta, după 4-5 ani, își dă reversul. E mult, Lidia, și mai devreme. Am zis... Și mai devreme. Pentru că ei alimentează în continuu. Ei sunt în centrul atenției până la cu urmă, toate astea și... Normal ajungi că la un moment dat că nu mai ai ce să arăți nimic nou. Da.
E și aceasta o deci problemă. Deci ajunge într-un colaps. Când nu mai e ce să arăți. Ți-ai arătat cizme, pantofi, genți, haine, casă, cum mănânci, cum îți faci baie, cum te speli, cum te întâlnești, cum te iubești, cum tot, cum te cumperi, cum te îmbraci. Altceva ce mai am arăți. Așa, niște neuroni. Poți să-mi arăți? Poate fi și o fugă de singurătate, Lilia? Expunerea aceasta a vieții? Într-un mare fel, da. Ești cam singur. Da, păi da. Dacă singura ta interacțiune sau singura ta dorință este de a-ți arăta și dacă crezi, viața în detaliu. Și dacă crezi, că mă cacofonesc acum, dacă crezi că după ce ți-ai etalat toată viața pe Instagram, devii foarte interesant și vei fi căutat, și asta te așa. Deci nu e bine concluzia. Nu, nu. Mă rog, pot fi cazuri când eliberează emoțional, să spunem. Da, emoțional am văzut jurăturile toate, am văzut tot felul de chestii. Adică, știi, până la urmă, noi toți avem o bucățică din noi de drac, înțelegi? Toți, nu există răutate. Măcar o coastă, dacă măcar o coastă acolo și tot avem. De foarte multe ori e bine să nu vadă lumea această bucată a ta. Dacă știi să-ți o acoperi, să-ți o... Și poate că în timp o educi. Înțelegi? Eu n-am văzut pe nimeni să iasă super educat după chestiile astea. Nu, dar am văzut foarte multe greșeli. Dar am văzut foarte multe dezamăgiri. Dezamăgiri. Și de azi încolo îmi șterg TikTok-ul, v-am pupat, nu mă mai interesează, nu ați făcut decât că m-ați înjurat. Cam asta. N-ai căutat-o. Adică toate regretele posibile în momentul când s-a închis... Definitiv. Ești de acord cu acest lucru? Dacă nu ești pe rețele de socializare, nu există. Da, păi gen, știi că era o vorbă și că dacă este Iisus Hristos pe Facebook și dacă nu ți-a dat ce? Prietenie, înseamnă că nu există, știi? Nu știu. Ba, există. Sunt oameni care n-au Facebook, n-au... Rețele de socializare. Da. Deci n-au nicio problemă. Mă, nu se mai pune în discuție dacă ești sau nu pe rețele socializare, cât de vizibil ești, câte like-uri ai, câte vizualizări ai, câte... Păi înainte și eu mă uit. E o întrecere, e o competiție. Cred că până acum vreo un an și jumătate și eu mă uitam. Dar de un an și jumătate. De ce ai renunțat? Am renunțat când mi-am dat seama cu cât știu oamenii mai puțin de viața ta, cu atât e mai bine. Adevărat. Cu atât e cel mai bine. Nici nu trebuie să stai acum, știi, dar chestia asta nu m-a încurcat să primesc chiar astăzi. A venit curierul și mi-a adus o diplomă de 8,6 rating pe internet. Bravo! Vezi dacă n-apar pe Facebook sau pe rețele de social, lumea mă căută pe internet. Da, deci s-a mărit. Vizualizarea sau căutarea... Căutarea mea pe... Motoarele de căutare. Exact. S-a mărit de când n-am început, am început să nu mai mă uit la like-urile de pe rețelele de socializare. Da. Trebuie să recunoaștem că trăim și într-o societate care așteaptă ca cineva să-i spună... Așteaptă părerea cuiva să-i spună dacă e bine sau nu, să-l îndrume. Și am văzut că au mare succes cei sau cele... care îți spun și cum să te îmbraci, și cum să mănânci, și unde să te duci, și cum să te adresezi, orice. Și la ce să te uiți, și în ce să crezi. Nu prea poți să le știi pe toate. Nici nu e bine să le știm pe toate. Și vă spun eu, nu mai întrebați părerea nimănui, pentru că oricum nimănui nu-i pas. Sau îi pasă prea puțin? Nimănui nu-i pasă, ascult pe ce spun. Nu? Nu. Că dacă îi pasă de ceva, nu-i pasă de altceva. Nu, Lidia, știi când îi pasă? Când te pune într-o situație neplăcută și el zice că ți-a dat un sfat util, dar el o face intenționat ca să te facă de, nu, ei, de ciocolată, nu, știi? Aia nu e sfat. Aia e o răutate pe care o scoate de a te ofensa sau de a te jigni. Dar spune că ți-a dat un sfat. De fapt, el te jignește. Păi asta e scopul lui. Chestia asta. Dar, el cu asta e, trăiește acolo. Dacă nu s-a mușcă de limbă, e bine. Altfel moare otrăvit Dumnezeul. Da. E o realitate, o trăim, cea vieții expuse
obsesiv. Nu, nicio problemă. Nu, pe rețele socializare. Nu o luați ca pe un sfat de la noi. Este problema strict a dumneavoastră. Și că nimic personal, e doar business. Bun. E interesantă partea legată de rețele socializare, pentru că pare așa o continuare a identității noastre. E adevărat. Și contează foarte mult ce este pe rețele socializare, pentru că inclusiv recrutările în marile companii, nu doar din România, ci și din lume, au această analiză, agențiile de recrutare, profilul pe rețelele socializare. Ce postezi? Unde ai fost? Ce credințe ai? Ce preferințe politice ai? Măi, ce taxezi? Eu, ce... Acum că SRI uză, uită la chestia asta, eu știu. Am zis agenție de recrutare. Că n-a fost... Se uită, noi știm de unde ai luat vacanța, pe ce bani ți-ai cumpărat-o, ai înțeles? Astea noi știm că sunt controlate. Deci, noi, ca să ne înțelegem, noi cu profilele noastre de pe rețelele de socializare, nu mai suntem niciun secret pentru nimeni și nimic.